Don't like you, she likes everyone. And I never lied to admit that I was wrong. Bună tuturor, eu sunt Janina și bine ați venit pe canalul meu. Astăzi o să facem un Q&A. Am lăsat pe Facebook o poză și voi mi-ați lăsat niște întrebări acolo. Înainte să începem, vreau să vă invit să vedeți clipulețul dinainte la ăsta, la care am fost la expoziția aia de fitness. A fost super, super mișto, m-am distrat la nebunie. O să mă duc și anul viitor pentru că mi-a plăcut foarte, foarte mult. Și înainte să încep clipul, vreau să vă invit să vă duceți pe blogul meu. Acolo am un link în care vă spun ce și cum despre dieta mea. Eu primesc cam o medie de 40 de întrebări pe zi în ceea ce privește dieta și, cum v-am mai spus, fiindcă asta este meseria mea, să ajut oamenii să slăbească, eu pot să vă răspund în limita la ceea ce pot să vă răspund, dar cine vrea să fie urmărit de mine, am creat două posibilități, adică două planuri, planuri alimentare. Primul, fără nicio susținere, doar o dietă personalizată în bază la vârsta voastră, la ceea ce vă place, ceea ce nu vă place, în primul rând la vârstă. Prețul este de 19,90 de euro, deci aproape 20 de euro. Iar al doilea plan este dieta personalizată, susținerea mea, numărul meu de telefon, așa în fiecare zi puteți să mă întrebați înainte să mâncați ceva, dacă e bine, dacă nu e bine, susținere în momentul în care sunteți în criză, aolo, nu pot să slăbesc, aolo, cum fac, aolo, cum... Toată susținerea mea, zi de zi, cu numărul meu personal de telefon și... Planul ăsta este de 35 de euro pe lună, până când voi doriți. Nu este o obligație, nu este un abonament sau așa mai departe. Deja urmăresc fete. Rezultatele, bine, la unele deja vi le-am pus pe, pe social media, rezultatele lor. Acum am alte fete noi care sunt la început de drum și care deja sunt în formă din aia zmaliantă, din formă puternică, arată, încep să se vadă rezultatele și la ele. Eu sunt la minus 35 de kilograme, sunt super fericită. Acum bag mai tare cu sportul ca să întăresc mușchii și să ardem grăsimile mai bine. Haideți să începem cu întrebările care mi le-a spus. Cum vedeți, am rămas fără două unghii. Mâine, nu mâine, luni, mă duc să mi le pună gagica aia să-mi facă manicură de nou. Pentru că în momentul în care îmi crește un pic, eu mă lovesc. Și... mi se rup. Adică pur și simplu mi s-a dat peste cap. În fin, haideți să caut... Uitați câte, nu știu dacă puteți să vedeți, aici nu vreau să arăt persoana. Astea sunt toate întrebările care le primesc, mesajele zi de zi de la voi pe Instagram. În ceea ce privește dieta. Uitați câte. 10, 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
adică foarte, foarte multe. Deci, cum v-am spus, dacă vreți să fiți urmăriți de mine, oricum, scrieți-mi e-mail. O să vă las și e-mailul în infobox, dietajaninaaron@gmail.com. Haideți să trecem la întrebări. Deja mi-a venit un video de la o gagicuță aici. Haideți să mă duc pe poza pe care am pus-o. Am pus Q&A, Q&A, Q&A.
mai chime. Nu am pus-o. Stai că am pus 100 de poze de atunci. A, uite aici. Asta este poza cu Q&A. Și haideți să răspundem la întrebările, la gagicuțele frumoase. Ioana Larisa, te pup și la mulți ani, să fii sănătoasă și iubită. Cum te vezi peste 10 ani făcând YouTube sau altceva? Peste 10 ani cred că o să mă văd foarte bătrână, pentru că deja anul ăsta fac 40 de ani. Înseamnă că eu mă uit acolo că am timerul acolo să nu se termine clipul, înregistrare. Deci, peste 10 ani mă văd făcând YouTube, absolut. O să fiu o băbuță din aia, probabil o să fac niște botox, niște acid pe aici, pe aici și o să fiu cât mai întinsă. O să măresc lumina la webcam ca să nu se arate prea, să nu se vadă prea tare, mamă. Ridurile, dar tot pe aici. Dar tot nu o să scăpați de mine, așa că începeți să mă învățați cu mine și de acum în 10 ani. Allora. Tănăsescu Daria, 1-2-4. Cât îți dorești să slăbești? Chestia asta, multă lume mă întreabă, Gianni, cât vrei să slăbești, că oricum să ești bine. Nu sunt bine deloc încă, pentru că pentru mine nu este o chestie de kilograme, cât până la cât vreau să ajung. Este chestia cum mă văd eu bine. Deci eu nu am un obiectiv, vreau să slăbesc până la 50 de kilograme, 55, 60 sau alea care sunt. Eu vreau să slăbesc până în momentul în care mă văd eu bine și mă simt bine cu mine. Tania Creinician. Ciao! Cât de des mergi în România? În România merg foarte rar. Ultima oară am fost anul ăsta, dar nu mai mă duceam în România de vreo 8 ani. Deci eu în România merg foarte, foarte puțin. ASSS5282. Cum ai rezistat foamei? Țin un regim de lună și seara simt că mor. Vreau să-i răspund și aici la fata asta. Pentru că și eu la început, până am început să înțeleg corpul meu, să înțeleg că nu e nevoie să mor de foame ca să slăbești, să înțeleg toate mecanismele astea, mi-a fost greu și mie la început, dar eu aveam o ambiție foarte mare, aveam, pusesem gata, eu de acum încolo trebuie să slăbesc. Dar să vă spun așa la toate, sunt niște alimente care poți să le mănânci pentru că sunt alimente cu calorii negative. O să fac un video aparte și o să vă explic despre ce e vorba. Deci, seara, de exemplu, vă spun așa în repede, seara când vă e foame, mâncați un măr și e ok. Hai să trecem mai departe. Mulțumesc pentru răspuns tot fata asta, sau băiat, sau nu știu ce este. Fitness mi-a bătut mâinile, în fine. Gabriela 01. Ce ar trebui să mănânci și ce nu ca să slăbești? Gabriela, în primul rând, ce să ar trebui să mănânci și ce nu? O să vă spun ce trebuie să mănânci. Trebuie să mănânci de toate. În cantități nu industriale, în cantități normale, în cantitate, dacă trebuie să slăbești, în cantitate mai mică, dar poți să mănânci orice. Ceea ce nu trebuie să mănânci este prăjeala. Trebuie să o eliminați total din viața voastră. Poate așa când sunteți foarte bine cu voi însuți, o dată pe săptămână să mâncați ceva prăjit, niște cartofi prăjiți sau așa. Sunt multe metode în care poți să faci cartofi prăjiți fără să-i prăjești. O să încerc eu să fac cât mai multe chestii din astea, mai ales aici pe YouTube. De exemplu, cu ulei de arahide, dacă îl duci numai până la anumită temperatură, poți să prăjești. Fie. Încet, încet o să vă spun toate trucurile și secretele astea. Deci, nu mâncați prăjeală, nu mâncați zahăr alb, este un drog, cel în toate sensele. Și cam atât. Zahărul
și evitați grăsimea animală. Mary Love, care este o prietenă de-a mea, este o fată de aici din Italia, are un canal italian, să o urmăriți, Mary Love. Vă las în infobox linkul ei, să o urmăriți pe Musical.ly. Este o tipă foarte, foarte cunoscută, acolo a vreo 13-14.000 de followers. Și mi-ar face plăcere să o urmăriți pentru că face clipuri foarte mișto. Și mă întreabă dacă îmi place stilul Tumblr. Sigur că îmi place, este un stil care întotdeauna mi-a plăcut. De fapt, eu sunt un stil, îmi place cam toate stilurile astea adolescențiale. Îmi place la nebunie cum vă îmbrăcați gagicilor, îmi place la nebunie moda de acum. Deci și stilul Tumblr, codițe, college, chestiile astea îmi plac la nebunie. Haiki! Cine nu o cunoaște pe Haiki, este câștigătoarea Nix Face Award România de anul trecut și mi-a scris. De unde ești? Din România? Din România sunt, din București. M-am născut în București, am trăit acolo mereu. Și a doua întrebare, o să vă las și linkul în infobox al canalului ei, face niște machiaje de nu se poate. Haiki, care este cel mai mare vis al tău? Sunt cam bătrână pentru vis. Visul meu, ca orice mamă, e să-mi văd copiii sănătoși, să realizeze visurile lor. Asta este cel mai mare și cel mai mare vis. Și apoi am niște mai vise mai micuțe așa. Un alt vis este să pot să ajut cât mai multe persoane să învețe să mănânce sănătos și să slăbească, pentru că oricum e important să stai bine cu tine. Te pup, Haiki, mădeți! Cristina's 2002. Cum crezi că va ajunge lumea peste 10 ani? Cum să ajungă? Oamenii se evoluează tot mai mult, tot mai mult. Tehnologia e la stele, așa. Să sperăm că peste 10 ani nu o să mai fie atâtea... O să descopere cura pentru cancer, pentru SIDA și pentru toate bolile astea. Cred că asta este cea mai mare speranță pentru un viitor. Și tot Cristina's 2002 mă întreabă ce îți place la România și ce nu. La România, natural că îmi place țara, paisajul și tot ceea ce privește geografia, nu? În general. Ceea ce nu-mi place este mita. Faptul că oriunde te duci trebuie să plătești. Pisicuțe cu fiițe, ce mișto! Care este rușul tău preferat? Ce alegi dintre pisică și câine, pupici? Rușul meu preferat, nu știu, eu n-am citit astea înainte pentru că eu sunt una care face chestiile imediat, fără să mă stresez, să mă pregătesc prea mult înainte. Și chiar astăzi mi-am pus rujul meu preferat, este rujul ăsta. Stai să mă duc să-l iau. Deci, am două rujuri preferate. Unul este ăsta de la Mulac. Este un ruj care se ia, adică nu e un calitativ, nu e cine știe ce, dar eu ador culoarea. Este mat, nu știu dacă vedeți, și este un roșu mai spre portocaliu, adică stilul meu pin-up care ador. În schimb, ăla care îl folosesc zi de zi nu e culoarea ăsta, pentru că am mai multe, folosesc de exemplu ziua nude, seara ăsta grena, am și roșu, în fine. Este ăsta de la Chanel, nu există ruj mai bun ca ăsta. Ține exact toată ziua și a doua zi până nu te ștergi. O variantă la asta este asta de la Kiko. Bineînțeles, asta costă foarte mult, vreo 35 de euro, ceva de genul ăsta. Iar varianta de la Kiko, vreo 7 euro. Deci și asta este foarte, foarte bun. Astea sunt rujurile mele preferate. Haideți să trecem mai departe.
Stai mă, unde a rămas? La Cristina i-am răspuns. A, ce alegi dintre pisică și câine? Din păcate, mie pisicile nu îmi plac. Nu-mi plac pentru un motiv. Când eram mică, eu dormeam cu fratele meu și la un moment dat m-am întors spre el și am simțit așa o blană. Și noi nu aveam animale în casă, m-am speriat atât de tare, eram mică, nu știu câți ani aveam, că am început să țip, pisica s-a speriat și ea, a început să facă cătutele pe casă, a început să sară, să fac și eu țipam pisica să lovea de toate alea. Și uite așa mi-a fost foarte multe ore de rămâne. Și mi-e așa, un pic, să spunem, frică de pisici, nu... Nu am încredere în ele, deci aleg câinii. Maria Selejan 5, care sunt youtuberii tăi preferați din România? Și a doua întrebare, ok. Nu prea sunt eu cu preferații cu astea, care, de exemplu, nu am așa să mă duc, gata nene, abia aștept să facă ăsta clipul ca să mă duc la el. Nu sunt una care să omoare după clip. Mă uit așa la prietenele mele, la Alexa, mă uit la Cristina Covaci, mă uit la Ioana 114 când iese clipul, la Roxana, Anne, B, B, E, cât ar fi pe silab. Homemade by Elena. Nu sunt una care să stresează prea tare așa să să urmărească mult YouTube, nici nu prea am timp așa. În fine. Și a doua întrebare, Rusela știe să vorbească românește? Rusela știe să vorbească românește, dar nu o să o auzi niciodată, pentru că vorbește ca un străin. Ea nu a vorbit niciodată, înțelege ceea ce spun, reușește să vorbească, dar vorbește foarte prost românește, nu reușește să vorbească bine. Ce mă întreb? Eliza Irimia, te-ai gândit vreodată să te lași de YouTube? Nu. Sincer, crize de-astea psihologice și de depresie n-am avut niciodată. Eu fac YouTube pentru că îmi place. Chiar dacă vă uitați la mine, chiar dacă nu, eu fac, eu pun clipuri acolo. Chiar astăzi câteodată bag 7 clipuri pe săptămână. Nu, e o chestie care pe mine mă relaxează și îmi face mare plăcere să fac. Nu mă stresează. Aolo, am primesc comentarii urâte, mă las de YouTube. Aolo, nu, n-am crize de-astea depresive. Cristin. Ciao, Cristi. Care este cea mai urâtă amintire a ta? Cea mai urâtă amintire a mea este moartea fratelui meu. Care este cel mai mare regret al tău? Cel mai mare regret al meu este ăla de pentru că n-am făcut facultate acum 20 de ani. Dacă ar fi să poți schimba ceva din trecutul tău, ce anume ai schimba? Ce aș putea să schimb? Nu prea sunt eu cu chestiile astea. Aolo, dacă eram mai deșteaptă, nu făceam asta. Aolo, dacă alegeam aia, nu făceam asta. Toate alegerile noastre sunt ale noastre. Dacă nu greșești, nu înveți. Așa că nu aș schimba absolut nimic. Anișa mă întreabă ce servici am. Eu sunt asistentă medicală. Acum mai nou ajut persoanele să slăbească. Și asta este meseria mea. Sunt un salvez universul. Maria Va 27 mă întreabă, a fost greu să ajuți alte persoane să slăbească? Știți, am avut o mare surprindere eu, pentru că persoanele care le-am urmărit până acum și care continui să le urmăresc, care le salut, ele știu cine sunt, știu, sunt foarte motivate și au văzut că eu, o grasă, o obeză, oricum o persoană foarte grasă, pentru că eram foarte grasă, am reușit să slăbesc fără să leșin de foame, fără să mor de foame, doar schimbând stilul de viață. Au înțeles persoanele astea că este posibil să slăbești.
Știi ce să fac? O să le salut, dar o să le salut numai numele ca să nu se supere. O salut pe Ioana. O salut care mănâncă multe ouă de prepeliță. O salut pe Irina. Irina este foarte ambițioasă și a slăbit bine, 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 bine. O salut pe Dani. O salut pe Ștefana. O salut pe, stai să nu le pe Ana Maria. Să nu le pe toate. O salut pe Lidia. O salut pe Nicoleta, o salut pe Alina, pe Lidia. Fetelor, suntem o echipă tare de tot. Și vreau să vă mai spun ceva, pentru că primesc foarte des întrebarea asta. Eu am niște pete așa pe mâine, pe mâini, vedeți? Petele astea. Și multe dintre voi, mai ales când fac rețetele de rețetele, se văd mâinile mele și m-ați întrebat de ce am petele astea. Eu am o, să spunem așa, o boală, îi spune vitiligo. Este o boală care mi-a apărut acum vreo 13 ani, în care dispare pigmentația la piele. Adică corpul meu nu mai vrea să producă niciun fel de culoare și ai petele astea așa. Nu e contagioasă, nu, decât așa un pic, când te uiți e un pic ciudat, dar nu ne interesează. Importante sunt alte lucruri. Sper că videoul v-a plăcut, nu uitați să vă duceți pe blogul meu și dacă vreți să fiți ajutate de mine, să-mi scrieți o e-mail la dieta Janina Aron gmail.com. Găsiți totul în info box. Uitați să dați un like și ne vedem la următorul video. Ciao!